Începerea sezonului estival cu perioade în care temperaturile trec de 30 de grade reprezintă o tentație pentru cei care doresc să-și petreacă timpul liber la scăldat. Ținând cont că majoritatea arealurilor din apropierea cursurilor de apă, bălților, lacurilor sau canalelor de irigație nu sunt amenajate și marcate corespunzător, crește și pericolul de înnec și accidente. În acest context este important ca cetățenii să conștientizeze riscul pe care și-l asumă dacă se scaldă în locuri neamenajate unde există și avertismentul scăldatul interzis. Pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente cu consecințe tragice, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș face și recomandări. Dintre acestea spicuim câteva important de știut pentru toate persoanele care doresc să-și petreacă cât mai mult timp în aer liber și mai ales la scăldat. Este bine să frecventați doar locurile special amenajate pentru not și scăldat și să respectați întotdeauna recomandările salvamarului respectiv administratorului locului de agrement. Evitați scăldatul solitar fără a avea alte persoane prin apropiere, mai ales dacă nu știți să notați sau nu aveți deprinderile necesare. Cel mai indicat este să nu vă aventurați să vă scăldați dacă nu știți să înnotați. Evitați scăldatul în lacuri, canale sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, curenți puternici și albii nămoloase sau pline cu plante, pietre, crengi și trunchiuri de copaci.